prezent la instituția Parlamentului, gazdă, astăzi, la un eveniment din punctul meu de vedere deosebit, sper și al dumneavoastră. În afară unor momente importante prin care România trece, alte două subiecte la nivel național sunt discutate permanent. Și le-aș nominaliza în felul următor. Dezvoltarea regională și administrația publică. Astăzi avem plăcerea, în urma demersurilor făcute de colegii noștri parlamentari, să îl avem alături de noi pe nimeni altul decât cel mai important om al momentului în ziua de astăzi și nu numai. Și îmi face o deosebită plăcere să-l am lângă mine, să-l prezint dumneavoastră pe domnul viceprim-ministru, ministrul administrației publice și dezvoltării regionale. Domnule viceprim-ministru, suntem onorați de prezența dumneavoastră. Vă rog. Mulțumesc, domnule prefect. Hristos a înviat înainte de toate. Mulțumesc foarte mult să fiu la Călăraș. Domnule prefect, te fac să vă iau în mai multe județe, că faceți așa o prezentare oficială, încât îmi face să mă simt puțin încurcat. După alegerile parlamentare vă stau la dispoziție. Nu știu dacă sunt cel mai important om de unitare al momentului, în schimb vă spun din capul locului cine sunt cu adevărat. Sunt partenerul tuturor administrațiilor locale, indiferent de culoarea lor politică. Și oriunde merg în fiecare județ, deja sunt la 23-lea, dacă nu mă înșel, țin neapărat să mă văd cu primarii. În primul și în primul rând cu primarii, pentru că dumneavoastră și cu noi, noi și cu dumneavoastră, lucrăm, cred că, de ani de zile, dumneavoastră cu Ministerul Dezvoltării Regionale, și vom mai lucra împreună și veți mai lucra împreună multă vreme de acum înainte. Și am spus neapărat să mă văd cu dumneavoastră, pentru că avem niște lucruri în derulare împreună. Intenția noastră e să mai avem niște obiective împreună și vreau să mă consult cu dumneavoastră, cu primarii special și în primul rând, vis-a-vis de două subiecte. Cel puțin două subiecte și chiar vreau ca discuția din această zi să fie una interactivă în care eu vă spun ceea ce am de vă spus și dumneavoastră chiar vă încurajez să vă spuneți punctele de vedere pe două subiecte. Și vi le și anunț de pe acum, a fi sau a nu fi PNDL în continuare, pentru că există două variante, stimați colegi primari. Varianta asumată de către noi, cei de la PSD și ALDE, ca PNDL 1 și 2 să fie continuat un PNDL 3. Și există varianta solicitată de anumite partide din spațiul public, să oprim PNDL-ul și să relocăm banii pe alte lucruri. Al doilea subiect pe care vreau să-l discut cu dumneavoastră, se referă la codul administrativ. La codul administrativ, nu doar discuția referitoare la indemnizațiile dumneavoastră, sau, mă rog, așa zisele pensii speciale, care de fapt nu sunt pensii. Și chiar vreau să vorbim împreună, stimați colegi primari, pentru că suntem colegi, cum vedeți dumneavoastră aceste două subiecte? Și înainte de a vă asculta pe dumneavoastră, vreau să vă spun cum vedem noi lucrurile, cum vede Ministerul Dezvoltării Regionale lucrurile și cum vede Guvernul PSD și alte lucrurile vis-a-vis de aceste două subiecte. Și eu să încep, vis-a-vis de PNDL 1 și 2, de la ceea ce avem astăzi, în județul Călăraș și la nivel național. PNDL 1 și 2 are astăzi deschise în România 12.681 de obiective de investiții. O valoare alocată de 47 de miliarde de lei, adică peste 10 miliarde de euro. Programul guvernamental cel mai simplu, cel mai eficient, pe care vreo guvernare după 1989 l-a putut gândi. Discutăm de 70% din bani care merg în mediul rural, adică în statele dumneavoastră. Discutăm de peste 1.000 de creșe și grădinițe, peste 2.000
de școli și licee, 3.000 de rețele de apă și canalizare și 4.000 de, peste 4.000 de drumuri. Asta înseamnă PNDL 1 și 2. În județul dumneavoastră, în județul Călăraș, PNDL înseamnă aproape 1,2 miliarde de lei. Transformați această sumă în lei vechi și o să vedeți dimensiunea acestui program pentru comunitățile pe care dumneavoastră le conduceți. Nu vreau să fac comparații, dar sunt comparații făcute. Noi am alocat prin PNDL 4,47 de miliarde de lei. Guvernarea dinaintea noastră a alocat pe investiții 5 miliarde de lei. Și vă întreb și vă aștept de la dumneavoastră, stimați colegi primari, să-mi spuneți, dacă trebuie să continuăm cu PNDL 1, 2 și va fi cu siguranță și un PNDL 3, asta este intenția noastră. Și trebuie vreau să spun părerea primarilor, nu doar la colegilor mei de partid PSD, despre asta. Și pentru că mă refeream la județul Călăraș, stimați colegi, dumneavoastră ați depus proiecte și aveți astăzi finanțate 225 de obiective de investiții. Valoarea, v-am spus-o, aproape 1,2 miliarde de lei. Dumneavoastră, cu banii gestionați și virați de către Ministerul Dezvoltării Regionale, faceți în comunitățile dumneavoastră 43 de rețele de apă și canalizare. Dumneavoastră, cu noi, modernizați 68 de unități de învățământ. Dumneavoastră, cu noi, modernizați 83 de drumuri. Drumuri județene, drumuri comunale, drumuri în toate comunitățile dumneavoastră. De asemenea, tot dumneavoastră și cu noi facem împreună 68 de unități sanitare, 5 instituții publice și 13 rețele de iluminare. Știți foarte bine că s-a prelungit perioada de implementare a PNDL 1, tocmai pentru că s-a prelungit, pentru că nu ați reușit, sau nu am reușit în toate unitățile administrative teritoriale, să ducem la bun sfârșit licitații și finalizarea lucrărilor prin PNDL 1. De asemenea, s-a făcut o modificare la acum două săptămâni, colegii mei parlamentari știu, în Parlament, și prin PNDL, etapa următoare, care va fi, s-a dat posibilitatea să se facă și să se finanțeze și rețele, extindere rețele de gaz și de electricitate. De asemenea, vis-a-vis de codul administrativ. Stimați colegi primari, a fost o întreagă poveste, o întreagă telenovelă pe parcursul unui an de zile. Codul administrativ s-a născut destul de greu anul trecut în Parlament. Un an de zile ne-am certat la propriu. Și dacă colegii primari, sunt convins că au avut deja curiozitatea să se uite ce înseamnă codul administrativ. Codul administrativ este despre simplificarea și modernizarea administrației, nu doar despre pensiile dumneavoastră. Fac o paranteză. Astăzi, la Ministerul Dezvoltării Regionale există 4 oameni care lucrează la tot ce înseamnă documentații pentru atestarea domeniului și promovarea domeniului public și promovarea hotărârilor de guvern. 4 oameni și, de regulă, pe bună dreptate, câteodată dumneavoastră primarii ne reclamați că durează mult prea mult până promovăm o hotărâre de guvern care vă ajută pe dumneavoastră. Prin codul administrativ, atestarea domeniului public se face prin hotărâre de Consiliul Local. Nu mai aveți nevoie de hotărâre de guvern. Prin codul administrativ, 80% din redevențele, din ce vreți dumneavoastră ca bogăție ale subsolului, rămân la nivelul autorității locale. Asta înseamnă bani impuși din comunitățile dumneavoastră. Prin codul administrativ, aveți controlul justificat asupra performanței angajaților dumneavoastră din primărie. Și aceste lucruri au fost discutate timp de un an de zile în Parlament,
Parlamentarii, indiferent de culoarea lor politică, ne băteau pe umeri și ne spuneau cât e de bun codul administrativ, iar când a fost vorba să se voteze, ei au votat împotriva. Unii sau alții. Colegii mei din PSD și eram lideri de grup atunci, ne-am asumat acest cod administrativ și mergem până la capăt. El a fost atacat la Curtea Constituțională, iar Curtea Constituțională nu a respins pe fond codul administrativ, ci pe formă. Că nu am avut la Senat avizul CES, de exemplu. Și vă spun și vă întreb, așa cum o fac în fiecare județ, dacă decizia pe care noi, cei de la PSD, de această dată am luat-o, de a promova codul administrativ prin ordonanță de urgență ca să-și producă efecte imediat, este una bună. Și am nevoie de părerea dumneavoastră, stimați colegi primari, și vis-a-vis de acest subiect. Am avut o discuție și cu domnul prefect vis-a-vis de această minunată clădire. Și cred că vom găsi soluții, deși este o valoare destul de mare, cred că vom găsi soluții să reabilităm și această frumoasă clădire emblematică pentru județul și municipiul dumneavoastră. De asemenea, vă anunț că săptămâna viitoare va fi promovată o ordonanță de urgență vis-a-vis de acele debite care au ajuns la concetățenii dumneavoastră. Plata ceea ce se și datoriile acelea. Nu vor mai exista. Va fi o amnistie fiscală și toate acele lucruri vor fi închise săptămâna viitoare prin ordonanță de urgență. De asemenea, tot săptămâna viitoare, ordonanța 114 va fi modificată, iar documentațiile cererilor noastre de finanțare pe Fondul de Dezvoltare și Investiții nu vor mai reclama prezența ca și obligație a autorizației de construire. Și acest lucru vine tot ca urmare a discuțiilor pe care noi le-am avut cu dumneavoastră primarul. De asemenea, sper din tot sufletul ca săptămâna viitoare împreună cu Răzvan, cu Ministrul Transporturilor, să promovăm în ședința de guvern modificări substanțiale la legea achizițiilor publice. Pentru că ne-a omorât tot ce s-a întâmplat cu achizițiile publice în ultima vreme, în ultima perioadă, în ultimii ani. Și toate aceste lucruri le facem pentru că ne sfătuim foarte mult cu talpa țării, adică cu domnii primari și doamnele primari. Ați avut careva dintre primarii care lucrează cu Ministerul vreo problemă la decontat banii? Media de plată a unei facturi care intră în minister este maxim 20 de zile. Și acest lucru va rămâne în continuare. Am vrut să fac neapărat această mențiune. E importantă. Chiar e importantă. Vă ascult. Domnule primar, îmi permite bună ziua, domnule ministru, bine ați venit, dragi colegi. În județul nostru s-au făcut foarte multe investiții fără a te ține cont de culoarea politică. Primarii, colegii mei primari de la alte partide sunt foarte mulțumiți de toate proiectele care le-au depus. Niciodată nu au avut piedici. Nu cred că este un primar care să reproșeze că a avut o piedică la București, la minister sau pe undeva la guvern. Noi avem multe probleme primarii. Aici, pe plan local, avem mici fisuri, colaborăm foarte bine cu instituțiile publice, de concentrate. Dar anumite avize, este foarte târziu, suntem presați și cred că sunt de acord și cu mine, domnii primari, ca să putem urgenta, să găsim soluții cât mai repede, pentru că dacă ar putea să depun un proiect și exact și pe 114, 114, vrem să urgentăm neapărat aceste avize, să le ținem cât mai repede, să încercăm să găsim soluții la nivel central, să putem urgenta. A doua problemă, cum spunea și domnul primar, că aceste proiecte trebuie continuate. Faptul că legea 114 cu modificările care noi l-am susținut, primarii l-am susținut ca să simplificăm situația, este un lucru foarte bun. Cu adevărat administrativ, eu sunt de acord, vă spun foarte clar, m-am lovit de ele. Și mai avem o problemă noi primarii. Fiecare zi suntem dorați de acest abuz în serviciu și trafic de influență. Deci noi nu facem altceva decât să ne reprezentăm cetățenii care au votat să încercăm să găsim soluții pentru noi să rezolvăm problemele. Ei n-au ales, ei n-au votat, ei n-au mandatat ca să facem această funcție. În fiecare zi, poate că suntem bune, oricine dorește, vrea să facă un abuz de serviciu. Vreau să fac o paranteză neapărat.
acum pe o lună, dacă nu mă cer, mă uitam la televizor și un celebru primar din România, n-am să spun partidul, dar să-i spun numele, se numește Gheorghe Falcă, spunea că ne-am concentrat să dăm bani pe tot felul de obiective mici prin PNDL și n-am făcut mare lucru. Se referea la tot ceea ce se întâmplă prin PNDL. Și stau și mă întreb când, cum ar fi putut vreodată Comuna Nama să primească 133 de miliarde, bine zic, domnule primar, da, dacă nu exista PNDL-ul. Când și cum Frumușaniu ar fi primit 300 de miliarde de lei de nou proiecte dacă nu exista PNDL-ul. Există subiecte naționale asupra cărora cu toții trebuie să ne punem la masă și să nu mai fim ipocriți. Și când zic de ipocrizie, mă refer exact la subiectul cu indemnizațiile dumneavoastră. Mă, oameni buni, sunteți moașe comunale. Tot ce se întâmplă rău, prost, bun, în o comună, răspundeți dumneavoastră. Și veți avea surpriza când aveți părul alb, ca domnul primar, colegul meu, după 20 de ani de slujbă de slujbă pentru oameni, să aveți pensie de 1200 de lei, pentru că voi n-aveți voie nici să aveți sporul ăla, nici sporul ăla la alt, în schimb sunteți de vină pentru toate. Nu vreți să vorbiți cu colegii dumneavoastră, să te răspuneți că și voi existați. Eu nu mi-am permis și nu o să-mi permit niciodată să tratez un primar, un reprezentant al unei comunități, altfel decât este, indiferent de ce culoare poartă pe tricou sau în carnetul de partid. În schimb, stimați colegi primari, avem și am nevoie de dumneavoastră să spuneți adevărul. Să spuneți atunci când se discută în spațiul public, să spuneți de ce susțineți dumneavoastră PNDL-ul și codul administrativ. Pentru că nu mințiți. Și dacă aveți o vulnerabilitate, o sensibilitate, în a spune, a poveni nume, eu nu o am. Până în 2013, toți primarii din această țară umblau cu căciula în băț, pe la vreo 4 ministere, la vreo 4 programe guvernamentale, care niciunul, apropo, nu era multianual, pentru un amărât de proiect de investiții. Și stăteați pe la uși, și băteați pe la uși, și vorbeați cu un deputat, un senator, care are mai mare intrare pe la ministru, pentru un amărât de proiect de investiții. Și o spun eu, unora le convine, unora nu le va conveni. În 2012, Liviu Dragnea, cel care a ocupat scaunul de ministru, pe care eu îl ocup acum vremelnic, a luat decizia să le unească pe toate. N-a crezut multă lume că PNDL-ul se va demonstra atunci ceea ce este astăzi. Vă rog, rețineți această cifră. 12.621 de șantiere în România. Avem 3.300, în jur de 3.300 de unități administrativ-teritoriale în această țară. Faceți o medie să vedeți ce înseamnă acest program. Și da, stimați colegi primari, apărați-vă drepturile voastre. Când vine vorba și de codul administrativ. Eu am spus-o, o repet, decizia pe care noi am luat-o este să promovăm codul administrativ prin ordonanță de urgență. Și o voi face. Dar nu mi-aș dori ca aceste prevederi foarte bune pentru dumneavoastră să fie apărate doar de primar de o anumită culoare politică. Pentru că cu toții vreți să mai câștigați alegeri, vreți să mai câștigați mandatul. Pe bună dreptate. Dacă măcar lucrurile care vă ajută pe dumneavoastră și comunitățile noastre nu le apărați, înseamnă că intrați sau intrăm din nou într-o logică politicianistă și ipocrită. Așadar, eu, ministru dezvoltării regionale și administrației publice, mă bazez foarte mult pe primari, nu cum am bazat pe parlamentarii din opoziție care mă băteau pe umăr și îmi spuneau, vai ce bun e codul pentru toată lumea și la votau o dată. Nu așa.
voi aveți altă logică, alte priorități. Și câteodată chiar e bine să nu mai urmăm logica asta de partid, care ne-a dezbinat în halul care ne-a dezbinat până acum. Altcineva. Dar, domnul primar, vreși nu aveam, vă rog. Și se pare că, că eu nu prea l-am dat așa, nu cam obiceiul ăsta. Se pare că acest guvern a fost singurul guvern care, într-adevăr, nu înțelege că noi primarii de Mediterană. M-a simțit iritat când cineva îmi spune mie că nu s-a realizat nimic pe PNDR. Înseamnă că el, pur și simplu, pierde cu buretul tot ceea ce am făcut eu în comunitatea aia. Și nu eu, comunitatea respectivă. Pentru a-și îmbunătăți viața. Deci, acei care spune că nu s-au făcut și care, pur și simplu, subestimează. Sau, eu știu, spun afirmația. Dom'le, e mică, pur și simplu, pe toți în care nu mai dă nimic. Dar și pe cei tăneri. Pentru că știu că, datorită acestui program, s-a realizat ceea ce s-a realizat prin localități. Iar trebuie să înțelegeți că s-a schimbat fața tuturor mediului, deci s-a schimbat fața localităților urmate de mediul rural. Totalmente. Sunt localități unde nu s-a făcut nimic până acum 2-3 ani de zile, 2 ani de zile. Să recunoască ei dacă nu e așa. Dacă poate la mine s-a făcut ceva, într-o altă părere nu s-a făcut nimic. În 2-3 ani de zile, pur și simplu, în acest PNDR, ne-a ajuns la urmă. Deci e un lucru extraordinar. Și, nu mai mă rămâi tot, nu recunoaște. Cât privește celălalt aspect, cu această construcție, aceste instituții la nivelul de județ, reprezintă, într-adevăr, mult pentru județul nostru. Dom'le, dacă, într-adevăr, se rezolvă problema, cel puțin domnul prefect poate să recunoască că scapă de presiunea unui om care de fiecare dată când facem așa o retrospectivă a ceea ce trebuie să realizăm pentru viitorul an și ce sau ce am realizat, e unul care întotdeauna este pe firma mea și spune că se uită la această construcție și nu s-a făcut, n-am s-a realizat și nu știu. E, scapă de la, nu mai vine aceste... Nu ne aude, mai avem o pensie. Nu. De ce? Nu. Sper că se termine presiunea pensie. Treaba cu modificările ordinii 114, eu în cadă excepțională și am auzit acest lucru din gura tuturor colegilor primari. Domnule ministru, domnule viceprim-ministru, dumneavoastră nici nu vă dați seama ce a însemnat acest PNDR, am rectificat, ce a însemnat acest PNDR la nivel de țară. Eu am văzut acest aspect la Asociația Comunilor când 500 și cea 580 sau 590 de primari prezenți acolo au ovaționat lumele. Când a venit guvernul, pentru acest PNDR, n-a fost unul să critici, ba din toți, indiferent de ce culoare ați văzut. Gata, m-am hotărât, îl închide. Poate că, înseamnă că ține sol și de părerele noastre, da. N-a fost timpul. Eu ce să vă spun, decât eu îmi doresc în tot sufletul ca să continui acest program, gazele, în primul rând, trebuie rezolvate, pentru că inclusiv investitori, oamenii care vor să investească și nu știu ce, să le aleagă acest aspect. Deci ne trebuie gaze. Asta e una. Al doilea, o lezire mare pentru locuitori. A treia, nu mai spunem de economia combustibilului solid și așa mai departe. Ce să discutăm? Întâmplător sau nu, ministrul apelor și pădurilor este tot în Constituția de-a meu și credeți-mă că v-aș fi foarte bucuros dacă nu mai trebuia, va mai trebui să dăie în pădurile astea pentru a ne crezi. Dar mi-am adus aminte că mi-a zis prietenul meu ceva, apropo de avize, și pentru că suntem atât de prieteni, nu ne aude nimeni. Chiar nimeni, nu ne aude, nu ne vede nimeni. Vă rog să transmiteți un mesaj foarte clar, ardelenește, cum sunt învățat,
Nu rog celor care conduc instituții de concentrat în județul Călăraș. Dacă cumva mai aud că a întârziat cu o zi mediu, Agenția de Protecție a Mediului, Carta, mama ei, fica ei, ISC-ul, ANRSC-ul, nu știu. Treaba lor, treaba șefilor de instituții de concentrate dintr-un județ este să susțină autoritățile locale și să nu îi încurce. Și dacă fac lucrul acesta, înseamnă că și-au greșit menirea. Și fac un apel, mai ales în perioada următoare, când vor urma enorm de multe documentații, foarte multe documentații pentru licitații, avize, să nu considere că la ora 4 trebuie să bucă ușa de ieșire și să-și facă treaba. Pentru că aveți și dumneavoastră nevoie de ei și nu mai vreau să aud de la un primar că a stat mult prea mult timp după un amărât de aviz și stă cu investiția blocată. Nu e un avertisment, e o rugăminte a unui membru al cabinetului. Că nu ne aude și nu ne vede nimeni. Și asta este valabil pentru toți șefii de deconcentrate, chiar dacă sunt colegii mei de partid. Ca să fie foarte clar. Alții. Persoanele de față nu le-am luat în considerare. M-am referit în general. Pentru că a spus președinte de situația cu avizul. Dar apropo, ce părere aveți despre descentralizare și despre să mai reducem niște agenții, vreo 9 de la muncă, vreo 5 sau 6 de la agricultură, să le mai comasăm, să le mai aducem un pic mai aproape de dumneavoastră? N-ar fi mai bine cumva. Da, și eu, că eu unul, fără discuție, sunt de acord și știu de ce. Mai scare puțin din volumul ăsta de informații care ne este cerut. Și la noi tot vine, să înființează, să dă o lege, automat, să mai înființează o direcție pe suprafacerul. Ordonanța 114, Fondul de Dezvoltare și Investiții, stimați colegi primari, depuneți. Săptămâna viitoare va fi eliminată acea prevedere cu autorizația de construire. Și vă încurajez să faceți și acest exercițiu pe lângă PNDL. Știu că v-ați învățat PNDL-ul, e simplu. Trimiteți hârtie, e în regulă, anexă. Apropo, cei care, colegii primari care nu au răspuns la solicitările de clarificări, rog să o faceți. Pentru că nu ne putem închide altfel și vă încurcați și dumneavoastră. Știu că nu vă cerem prea mult, dar chiar ține de o transparență foarte bună. Puneți acel panou pe care scrie Guvernul României, Programul Național de Dezvoltare Locală. Știu că unii primari au mai pățit în țară, au tendința de a spune că ei au făcut niște investiții. Da, le-au făcut pe munca lor, dar cu susținerea guvernamentală. Și acel panou chiar ar trebui pus la fiecare investiție. Adică 12.681 de panouri în toată țara ar fi să fie. Guvernul finanțează în total investițiile dumneavoastră cu 2,4 miliarde de lei. Adică pe lângă PNDL avem și Compania Națională de Investiții, și Programul Operațional Regional, și Programul Național de Cadastru, de care se vorbește foarte puțin. Și vă rog, domnilor primari, și nu știu dacă șeful de la OCP este aici. Nu e? Nu e. Ar fi trebuit să fie. Faceți, conlucrați împreună, pentru că e important. Se termină exercițiul acesta financiar, vine următorul și cam avem nevoie de niște lucruri bătute în cuie și puse la punct pentru și pentru subvenții, dar și pentru dumneavoastră. Pentru că știți cât de greu e când vrei să faci o investiție și te lovești, că n-ai cadastru, nu ești întăpulat. Folosiți Programul Național de Cadastru și dați-i vice și cu asta, pentru că avem bani. Și cam și eu apătă puțin. Deci CNI, cadastru, ANL, chiar și un
Nu știu cum care era așa, avem multe lucruri. Altceva, stimați colegi. Da. Ian, cum mă numesc, sunt primarul de la Mănăstirea. Mănăstirea. E urât acolo. Se pot depune proiecte și pe 114 și pe viitorul PNDL 3? Conform ordonanței, știți foarte bine că depunerile de proiecte noi pe PNDL sunt suspendate. Asta o știți cu toți. Vă fac o paranteză. Când ați depus dumneavoastră proiecte de finanțare pe PNDL 2, am avut o alocare financiară de 30 de miliarde de lei, dumneavoastră ați depus de 70 de miliarde de lei. Asta este clar și ne indică foarte clar că trebuie să fie și un PNDL 3. Și va fi. Doar că sunt suficient de tânăr ca să mă mai întâlnesc cu dumneavoastră și să nu vă mint și să nu vă păcălesc. Va fi un PNDL 3 atunci când, probabil, la prima rectificare bugetară vom evalua să vedem cum stăm cu banii. Pentru că, pe lângă proiectele de investiții, am mai mărit și niște salarii, am mai mărit și niște pensii și mărim și niște investiții în infrastructura mare. Dar, din moment ce depuneți un proiect de finanțare pe Fondul de Dezvoltare și Investiții, normal că nu mai depuneți și pe PNDL, dacă puneți finanțare cu altul. Pentru alte locuri străzi. Astăzi, când discutăm, pentru obiective noi, aveți la îndemână Fondul de Dezvoltare și Investiții. Pentru că toate economiile pe care le facem la nivelul PNDL-ului, le băgăm nu în obiective noi, ci în adiționarea și actualizarea contractelor dumneavoastră conform ordonanței 114, adică salariul minim în construcții. Și bine că mi-am adus aminte. Știți foarte bine că a fost instrucțiunea 2 de la ANAP, care ne cam încurca. În 17 aprilie, instrucțiunea 2 a fost modificată. În 17 aprilie a făcut un monitor oficial exact cum adiționați și actualizați contractele de finanțare pe care aveți cu PNDL. Adică doar salariul minim. Și atât. Pentru că prin aceeași ordonanță 114, firmele de construcție au primit facilități fiscale și pentru ceilalți angajați și statul, pentru că a intervenit prin salariul minim, statul suportă această cheltuială. Noi suportăm această cheltuială, așa că toate economiile pe care le avem, vi le dăm dumneavoastră înapoi pentru adiționarea contractelor și tot nu ne ajung bani. Așadar, contractele noi care ar fi putut să le finanțăm, nu le mai finanțăm, pentru că tot pe dumneavoastră vă ajutăm ca să vă dăm banii pe adiționarea contractelor. Nu vă cerem să puneți bani din bugetul local. Instrucțiunea de la ANAP publicată, exact lucrul acesta vi-l spune. A dispărut bugetul local din ecuația aceasta de a acoperi diferența de la valoarea inițială și valoarea conform actualizării la 114. Dar după câte mă uit, nu știe toată lumea de instrucțiunea de la ANAP. Și regulile. Aveți greutăți cu constructorii? N-ar mai trebui. Chiar n-ar mai trebui. Așa că, domnule primar, Fondul de Dezvoltare și Investiții. PNDL-ul, școli, grădinițe, drumuri, dispensare, cu tot ce ține, s-a născut, bine zic, domnule primar, tot ca urmare a unor discuții transparente, tot cu același timp președinte. Eu chiar cred că dacă s-au putut face lucruri mari și bune, după consultări care au venit de face politica, dacă pe codul administrativ și pe PNDL nu s-a putut găsi o formă de consens, stimați colegi primari, ce pretenții s-au de la alte teme și alte subiecte? Dacă vreți, două întrebări. E doar vreau un mes, sunt directorul Direcției de Dezvoltare de la Consiliul Județean Călăraș. Ați făcut aici precizarea vis-a-vis de economiile Programului Național de Dezvoltare Locală 1 și 2. Da.
Aceste economii au fost diminuate cu ordonanța de urgență 114, acolo unde contractele de finanțare au fost semnate. Vreau să vă întreb, restul de bani aferent județului Călăraș, dacă vor rămâne la nivel de județ pe proiectele care încă nu au prins finanțare, asta e prima întrebare, iar a doua întrebare s-a spomenit de PNDL 3, toate OAT-urile și Consiliul Județean au depus în termen de 30 de zile conform legislației în vigoare, de la aprobarea legii bugetului, documentația pentru PNDL 3. Documentația care ne-a fost restituită de Ministerul Dezvoltării și, din ce am înțeles de la dumneavoastră, urmează în urma rectificării bugetare din 1-6 să se redeschidă, dar întrebarea ar fi cum am putea să redespunem. Am spus că economiile la nivelul fiecărui județ rămân la nivelul județului. Doar că nu pot să le folosesc pentru obiective noi și trebuie să folosesc aceste economii care sunt... Diferențele sunt foarte mari de la județ la județ, dar nu le pot folosi decât, și asta este decizia pe care am luat-o, decât tot pentru domnul primar de aici de la masă, pentru a actualiza contractul. Și am mai spus, și am memoria bună, că nu sunt chiar așa bătrân, am spus că nu ne ajung acești bani. Eu vă spun că astăzi avem în casă 7.000 de contracte pe care trebuie să le actualizăm și să le adiționăm. Și de aceea v-am încurajat pe dumneavoastră, cei prezenți primari, să faceți acelea tradiționale, pentru că trebuie să avem o imagine clară, să ne închidem cu subiectul ăsta. Să vedem că dacă județul Călăraș am un rest de 8 milioane de lei și actele adiționale însumate sunt de 13 milioane de lei, unde fac rost de celelalte 5 milioane. Asta era discuția. Și vă spun clar că nu ajung banii și vom cere de la Ministerul Finanțelor suplimentarea creditelor bugetare și creditelor de, de angajament. Asta este clar. Și noi am spus că după iunie, când se face evaluarea și atunci se face în mod normal încasărilor la buget, vedem ce facem vis-a-vis de eventualitatea unui PNDL 3. Asta am spus. N-am spus că în luna iunie demarăm PNDL 3. Dar am spus și asta susțin că va exista și un PNDL 3. Pentru că dumneavoastră îl solicitați. Atât. Dar până atunci, folosiți fondul de dezvoltare și investiții.